Se anunță o nouă vacanță de 5 zile pentru români, iar totul este oficial. Când vor sta angajații și elevii acasă? În 2023. Conform codului muncii, salariații din țara noastră pot beneficia de 15 zile libere. Dintre cele 15 zile libere, în 2023, 12 pică în timpul săptămânii, astfel încât salariații cu program normal de lucru, adică de luni până vineri, se vor bucura din plin de acele zile libere. În acest an, salariații de la stat vor beneficia de noi zile libere, 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august, dorindu-se astfel crearea unor punți între zilele deja libere și weekendurile de după sau înaintea lor. Angajații mai au parte de o veste bună, respectiv că la început de iunie, angajații vor avea o mini-vacanță de o săptămână. 1 iunie este ziua copilului, 2 iunie a fost făcută punte, sâmbătă și duminică este weekend, iar luni este a doua zi de rusalii. Astfel se va beneficia de numai puțin de 5 zile libere. De asemenea, credincioșii catolici sărbătoresc Paștele cu o săptămână înaintea creștinilor ortodoxi. În acest an, Paștele catolic pică pe 9 aprilie 2022, zi în care creștinii ortodoxi celebrează Duminica de Florii. Paștele nu este o sărbătoare cu dată fixă, tocmai de aceea nu pică niciodată în aceea zi, cum se întâmplă în cazul Crăciunului. Pentru a stabili data Paștelui, Biserica Catolică se raportează la calendarul Gregorian, iar Biserica Ortodoxă se raportează la calendarul Iulian. Paștele catolic și Paștele ortodox se sărbătoresc în zile diferite ale anului, însă au fost ani în care au picat în aceeași zi. Potrivit codului muncii, angajații care aparțin unui cult religios legal creștin au dreptul la zile libere în Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște. Astfel, creștinii catolici vor avea liberi vineri 7 aprilie, duminică 9 aprilie, dar și luni 10 aprilie. Relatează playtech.ro.